Statele Unite, noi raiduri aeriene împotriva milițiilor susținute de Iran în Irak și Siria. Loviturile de această dată au venit ca răspuns la atacurile cu drone ale milițiilor împotriva personalului și instalațiilor americane din Irak. Armata americană a anunțat că a vizat instalații operaționale și de depozitare a armelor din două locații din Siria și o locație din Irak. Nu a dezvăluit dacă se crede că cineva a fost ucis sau rănit, dar oficialii au declarat că evaluările sunt în curs de desfășurare. Grupurile de miliție irakiene aliate cu Iranul au numit într-o declarație patru membri ai facțiunii Kataib Sayed al-Shuhada, despre care au spus că au fost uciși în atacul de la granița dintre Siria și Irak. Ei au promis că vor riposta. Atacurile au fost efectuate la indicația președintelui Joe Biden, fiind a doua oară când acesta ordonă atacuri de represalii împotriva milițiilor susținute de Iran de la preluarea mandatului în urmă cu 5 luni. Ultima dată, Biden a ordonat lovituri limitate în Siria în februarie, de data aceasta ca răspuns la atacurile cu rachete din Irak. Loviturile au avut loc chiar în contextul în care administrația lui Biden încearcă să revigoreze potențial un acord nuclear încheiat în 2015 cu Iranul. Decizia de a riposta pare să arate mult în care Biden urmărește să compartimenteze astfel de lovituri defensive, în timp ce angajează Teheranul în diplomație. Armata americană a efectuat loviturile cu avioanele F-15 și F-16, au declarat oficialii, adăugând că piloții s-au întors în siguranță din misiune. Guvernul irachian se luptă să facă față milițiilor aliniate ideologic cu Iranul, care sunt acuzate de tiruri de rachete împotriva forțelor americane și de implicare în uciderea unor activiști pașnici pro-democrație.